Ce-ți place? Care dintre animale? Știu că erai cu lupii, dar ce-ți place din ce ai în curte, de exemplu? Care sunt preferații tăi dintre animale, vreau să spun? Care sunt Da, eu în preferatele general tale? îmi place cam toate animale, dar eu de când am fost mic iubesc cai, adică sunt un iubitor de cai. Avem și aici cai și îmi place să călăresc și să mă duc în natură cu cai. De Este ce? ceva Ce special. senzație? Ce senzație îți dă călărirea? Libertate. Da, este călărie este ceva foarte fain pentru că ești în natură, poți să umbli mult mai repede decât pe jos, adică acoperi o distanță mult mai lungă, mai mare și totuși e frumos că te poți să apropiezi mult mai bine la alte animale, adică multe ori dacă sunt cu cal, mă întâlnesc cu un urs, stau 10 minute, observ și merg mai departe, pentru că urșii în general nu sunt deranjați de un cal decât sunt deranjați de un om. Și este foarte frumos, e o experiență în natură foarte faină. Adică nu te simte ursul dacă ești pe cal? Simte calul, dar nu e deranjat, adică în general am avut o coevoluție cu urșii sau lupii, adică sunt speriați de oameni. În general, dacă te întâlnești în pădure cu ursul, pleacă. Cu cai nu au treabă și până realizeze că este și altcineva pe cal, ai avut deja o experiență bună. Și nu ți-e frică? Frică? De Nu. De lup, de ce? urs? Cum? Mi-e frică să mă duc la București, pe drum între Brașov și București. Asta e adevărat un pericol pe stradă, dar aici în pădure nu. Ce zic pisicile de toată povestea? Da, uite, că vorbeam de plictiseală. Nu poți să te plictisești, fiindcă în casă are loc un război de ăsta. E un joc pe PlayStation, se numește Plants vs. Zombies. La mine e Plants vs. Cats. Am această pasiune a horticulturii de balcon și de apartament și în fiecare dimineață la ora 5 încep să mă lupt cu pisica numărul 1 care vine și începe să clefăie frunzele plantelor din zona televizorului. După ce o alerg prin casă și pun un fel de podeț, așa ca la castel, ca să nu mai poată trece, să nu mai intre în cameră, apare pisica a doua, care are o pasiune legată de alte plante din apartament, drept care m-am obișnuit, cum ți-am zis, să mă trezesc foarte devreme și să încep ziua conflictual. Întrebarea mea este dacă am fost mai mult pisici sau mai mult câini pe vremea asta și părerea mea este că am fost pisici mai mult. Am fost mai mult pisici. Nu știu dacă ești de acord cu asta. Nu mi-am pus întrebarea. Adică nu mi-am pus întrebarea. E o întrebare ușor bizară. Vorba ta. Am fost mai mult pisici, zici. Dar faptul că a trebuit să purtăm botniță, pisici purtau Da, botniță, corect. așa, ne-am mai câinit într-un Câinit. fel. Ne-am mai câinit. Și ne-am mai, da, câinii au și zgardă, au și gardă, au și că pisicile nu prea au acompaniate, n-au nevoie. Că nici nu prea este altfel. Dar n-au nevoie de așa ceva. Dar gardă, zgardă, amendă, sigur, cu câinii nu. Dar dacă ai un câine gioros și plătește amendă, acolo sunt absolut de acord că trebuie să plătești o amendă. E, uite, aici ai avut dreptate pentru că mi-am adus aminte că oamenii au avut voie să iasă pe stradă cu câinii, cu animalele de companie. Deci ai avut dreptate, s-au câinit mai degrabă decât S-au pisicit. câinit, da. S-au câinit decât s-au pisicit. Și acum s-a ivit ocazia că doamna, una din fetele domnei, a vrut un cățel.
Și cățelul a venit, fata doamnei a plecat la studii, cățelul a ajuns undeva pe la teatru și a trăit frumos la teatru. E, și acum s-a închis teatru. Și a venit cățelul acasă, care e prea bine cuvinte, el se crede pisică, nu prea latră. L-am auzit plătând de vreo 2-3 ori în ultimele 3 săptămâni, dar așa, are un fel de mieunat, are... e foarte cuminte. Ce nu-mi place e că miroase urât. L-am spălat, dar degeaba, după 3-4 zile iarăși miroase. Da, e drăguț, așa, ușor, ușor încep să prind drag de el. Cine știe. Cum îi zici? Cățel? Eu? Câine. Îi zici câine, foarte bine. Da, câine, du-te, sau vino, sau ceva. Și în general avem o relație mai știi, iau o pernă și dau așa să se ducă și mirosul și să duce și el un pic mai încolo și se uită la mine așa cu o privire, nu știu de ce, pare că i-aș fi drag, dar nu înțeleg de ce. Eu stau încruntat și vorbesc cu el, îi spun vorbe nu urâte, dar așa, da, totuși ceva serios, îi dau sfaturi ce să facă și cum să nu facă. Dar e, în fine, e fain. Dar ce e vagabond? Vagabond? Nu e vagabond, nu e tocmai chiar de... E un terier, dar am înțeles că terier european. Deci ar fi ceva, un fel de încrucișare, aha, poate chiar corcitură. Dar nu, arată bine, ca pe pungile de mâncare de câini. E unul care seamănă. Chiar am văzut un film în care a apărut... un câine fix, la fel ca ăsta. Bine, nu cu aceeași expresie, că totuși au expresii diferite. Dacă te pricepi la câini, când te uiți la mutra lor, sunt puțin diferiți. Chiar dacă seamănă cu ca blană, ca nu, ăsta are ceva cu niște dinți din jos băgați în față, să uite așa. Ai cu minte, uite, nu, în bucătărie nu vine, când vede că se mănâncă, vine, stă și se uită. Nu face scandal, nu face un pat în plus, nimic. Foarte cuminte câine. Unde? Bani, vin acolo. Vrei să-ți arăt? Mă refer la cățelușă. Da. Ia, Bani, unde este? Stai așa, că e în spatele meu. De ce stă în spatele tău? Roade un os. A, roade-l, lasă-l. Da, i-ai dat os? Cum așa? Ia. Uite aici la mine, Eugen, ia uite. Așa, l-a dat jos, așa. E fata politicoasă, l-a dat jos. Ea este. Ea este bonifată, sora lui Klein. Zim ce comportament are câinele pe vremea asta. Simte că e ceva... E fericită. E foarte fericită, da? Pentru că ne are acasă, că nu mai stă singură. Că îți dai seama, ea, în mod normal, toată ziua, zi lumină e de capul ei. Și bineînțeles că se simte răsfățată. Evident are senzația că ea e motivul pentru care toată lumea asta. Nu i-ați spus. Nu i-ați spus de pandemie. Nu i-ați spus adevărul. Da, nu i-ați spus adevărul. Dar e un bun, cum să spun, folosește și ca foarte bună scuză de a ne plimba.